credeți oare că poate, nu știu, doar la nivel declarativ și domnul Ciuracu poate chiar nu își dorește, poate își dorește să aibă loc alegeri în 6 decembrie, dar la nivel declarativ ar putea fi și această variantă? Poate fi și eu. Am văzut că PSD-ul și-a depus toate listele pentru parlamentare. Tocmai deci, de asta vă și este pregătit pentru parlamentare. Văd că au început campania sau precampania. Deci domnul Ciolacu este pregătit să se desfășoare alegerile în 6 decembrie. Nu boicotează alegerile, nu a venit să spună, domnule, noi nu strângem semnături că e COVID. N-a avut nicio problemă cu toate acestea. Deci se cam bat cap în cap declarațiile sale. Probabil din acest obicei pe care îl are de a încerca să prostească pe români, ca să zic așa pe față.